Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bine v-am găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Catinca Leu triumf la Mamaia, emoție și maestrie în rugă pentru părinți. Bianca Camelia Ifteni câștigă aurul la campionatele mondiale de canotaj Under 19. Bucurie la adăpostul din Călăraș de Ziua Internațională a Câinilor. Festivalul Mamaia 2024 s-a desfășurat în acest weekend în piațeta Perla din Mamaia, revenind cu secțiunile creație și interpretare după 12 ani de absență. 10 interpreți și 10 piese au concurat în lupta pentru unul dintre locurile câștigătoare la fiecare secțiune. La secțiunea interpretare, Catinca Leu a câștigat locul întâi cu piesa Rugă pentru părinți. La cea de 61-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, Catinca Leu a oferit un moment de grație și înaltă emoție artistică, cucerind premiul întâi la secțiunea Interpretare, cu interpretare magistrală a piesei Rugă pentru părinți. Catinca Leu! Cu o voce de opuritate și forțe impresionante, Catinca a transformat fiecare notă într-o reverență profundă adusă valorilor umane, captând întreaga audiență și lăsând jurul fără cuvinte. Acest triumf remarcabil marchează o piatră de hotar în cariera tinerei artiste din Călăraș, care prin talentul său incontestabil a readus în prim plan valorile autentice ale muzicii românești. Într-un festival definit de excelență și tradiție, Catinca Leu s-a distins printr-o prestație de o rară sensibilitate și rafinament, reușind să imprime o amprentă personală de neuitat. Victoria sa nu doar că încununează o evoluție artistică de excepție, dar reînscrie Călărașul pe harta culturală a României, subliniind rolul esențial pe care tinerii artiști îl joacă în păstrarea și promovarea patrimoniului muzical național. Catinca Leu, prin maestria sa, a reafirmat Mamaia ca sanctuar al muzicii de calitate și ca un simbol al continuității și reînnoirii valorilor artistice. Astăzi, adăpostul canin din Călăraș a sărbătorit Ziua Internațională a Câinilor, organizând un eveniment special pentru vizitatori și iubitorii de animale. În cadrul festivităților, câinii din adăpost au avut ocazia să întâlnească potențiali adoptatori, iar un grup de preșcolari a adus zâmbete și bucurie alături de patrupede. Astăzi, 26 august, adăpostul canin din Călăraș a fost locul de întâlnire pentru iubitorii de animale cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Câinilor. Astăzi este Ziua Internațională a Cățeilor. Astăzi îi sărbătorim pe toți, e ca și cum le-am spune la mulți ani. Vă aflați aici ca să aflați ce se întâmplă la noi în adăpost, cum ajung la noi căței și cum noi îi promovăm în adopție. Ce înseamnă adopție? Înseamnă că ei se duc într-o familie și sunt adoptați, au o familie, au pe cineva care să aibă grijă de ei. Căței noștri provin de pe stradă, unde de multe ori s-au pierdut sau au fost abandonați de alți stăpâni. Așa că ei ajung aici, unde noi avem grijă de ei, le asigurăm îngrijire medicală, au hrană, au apă și tot ce le trebuie și așteaptă de fiecare dată pe cineva să vină să ia, să facă parte din familia lor. Observ că îți plac animăluțele. Ai și tu un animăluț acasă? Da! Un câine. Un cățeluș? Da. Am venit la ce am vrut căței și mie îmi place foarte mult căței. Da. Și ce-ți plac cățelușii? Pentru că te apără mai mult. Și eu am un cățeluș care numește Roghi și era tanții acasă, nu e la mine acasă. Nu e la tine acasă? Și-ți plac cățelușii de astăzi? Care îți place cel mai mult? Ăla. Și ce nume i-ai pus tu? Isabel. Tati mea vine la ziua mea și o să-mi dea tot și după aia o să-mi dea cățelușul să mănânc. Vreau un pui. Un pui? Da. De aici sau alt pui? Vreau alt pui. Evenimentul a avut scopul de a aduce la oaltă oameni și animale pentru a promova adopția câinilor fără stăpân și pentru a crește gradul de conștientizare privind importanța responsabilității față de animale. La mulți ani de la!
Într-un interviu la Radio Voce Scampi, Sebastian Ghioc a discutat despre aventura incredibilă a lui Mihai Badea, care a reușit să înoate 130 de kilometri în Statele Unite ale Americii. Sebastian Ghioc a descris experiența lui Badea ca pe o adevărată demonstrație de curaj și perseverență, aducând în prim plan momentele cheie și provocările întâmpinate în timpul acestui efort excepțional. Sebastian Ghioc a fost recent invitat la Radio Voce Scampi pentru a discuta despre realizările remarcabile ale lui Mihai Badea, un român care a reușit să înoate 130 de kilometri în apele Statelor Unite ale Americii. În cadrul emisiunii, Ghioc a împărtășit detalii despre provocările și momentele impresionante din această aventură, subliniind atât dificultățile cât și determinarea de care a dat dovadă Mihai Badea. Performanța sa incredibilă a captat atenția publicului, iar povestea sa continuă să inspire mulți oameni din întreaga lume. Deci Sebastian Ghioc a fost cumva, n-a fost el protagonist, ci a făcut parte din echipa unui alt sportiv care, bă frate, 100 câți? 30. 130 de kilometri în not. Deci eu vă provoc atât. Împărțiți la 100, 1,3 kilometri în notați. Ai oamenii de rând. Destul de greu, adică pentru unii să treacă Borcea e o mare realizare. Da. 130 de kilometri, asta înseamnă de la Călăraș pe partea elaltă a Bucureștiului. Da. Poate cel mai frumos lucru la noi, îmi permis să mă bag în aceeași oală cu Mihai, da, este că noi nu suntem sportivi. Da. Noi, și Mihai a fost cadru militar activ trecut în rezervă nu de foarte mult timp, eu încă sunt cadru militar activ. Noi facem de hobby. Da. Cu familii bune și mai puțin bune, cu toate la unul. Suntem oameni ca toți oameni. Oameni de pe stradă. Adică, practic, nu faceți asta, da, dintr-o pasiune. Nu exact, aveți da, o pregătire de 20 de ani în spate, cumva cu antrenori. Cu cluburi, antrenori. Exact, exact, da. Că mai nimeriți câte cineva care să vă dea niște sfaturi pe aici, pe acolo, că acum... Este foarte greu. Ați mai prins câte un sportiv așa? Nu sunt de modestie, dar în anduranță este greu să găsești pe cineva să-ți dea sfaturi, pentru că nu prea se face. Anduranță. Da. La noi nu prea. Cu cine să vorbești la noi care a notat 130 de kilometri sau... Sunt foarte puțini. Nu este chiar atât de simplu pe cât spui nu, tu. Nu e simplu, dar pentru noi lucrurile vin ca parte din firesc. Eu cred că voi v-ați găsit înclinația fizică către ceva. Adică, și mai cred că fiecare dintre noi are o înclinație fizică către un anumit, într-o anumită direcție. Și dacă ți l-ai găsit, ești cel mai bun acolo. Da, da. Păi, până da, sunt oameni care sunt făcuți să nuate și nu se pot ține cu bicicleta după tine. Trebuie să-ți cauți drumul în viață și dacă da, găsi ceva și îl faci, fă-l bine. Da, asta da, da. Asta da. Perseverezi. Da. Spune-mi care este scopul acestui demers al lui Mihai. Scopul a fost ca de fiecare dată sprijinirea copiilor din cadrul Fundației Copii în Dificultate. Vor să construiască, cei de la Fundație au un plan să construiască o bază de tratament, de recuperare pentru toți copiii din țară, nu doar pentru cei din cadrul fundației cu nevoi speciale. Deja au zona unde vor să construiască, au proiectul, cheltuielile sunt mari, vă dați seama, mai ales în ziua de astăzi. Ce construcții fantastice. Și s-a vrut un semnal de alarmă în ceea ce privește întrajutorarea fundației și copiilor implicit pentru a ridica această casă de vacanță. Am înțeles. Scopul era de strângere de fonduri? Da, da, da. Și s-au... Adică, concret, s-au concretizat toate S-a mediatizat astea? Acest lucru, s-a putut dona, se poate face în continuare... S-au cumpărat kilometri? 4x4 cu textul zile la, pentru fundație sau s-au cumpărat metri de înot. Da. 31 de lei a fost metru de înot. Acum n-am contabilizat ce s-a cumpărat, cum s-a cumpărat, asta e treaba fundației. Dar încă se mai poate face treaba da, asta? Bineînțeles, adică, da. Ce ar trebui să facă oamenii? Să intre pe căsuța dintre brați, așa se numește proiectul, da, și acolo sunt link-uri de donație, de cumpărare de metri de nou sau de donație SMS. Adică nu contează cumpărați un metru sau 10 sau 100, ideea este că ajutați niște copii
să vină mai aproape de normalitate. Nu știu dacă este... Da, vă dați seama că nimeni... O familie cu care are copii cu probleme nu prea își permite de multe ori să meargă într-un centru sau într-o tabără sau vacanță. Da, sigur. Dacă reușim să ridicăm ceva acolo... Va fi un loc al lor unde nu vor fi câteva priviți. Persoane o să fie un mare plus. Da. La campionatele mondiale de canotaj Under 19 desfășurate în Canada, Bianca Camelia Ifteni, sportivă de la Clubul Sportiv Municipal Călăraș, a câștigat medalia de aur în proba de schif simplu feminin. Performanța sa a contribuit la locul întâi al României în clasamentul general pe medalii. Bianca Camelia Ifteni, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Călăraș, a realizat o performanță remarcabilă la campionatele mondiale de canotaj Under 19, câștigând medalia de aur în proba de schif simplu feminin. Cursa în care a strălucit a fost una de excepție, Bianca înregistrând un timp de 8 minute 22 de secunde și 63 de milisecunde și obținând primul loc, un rezultat care a adus nu doar medalia de aur, ci și un loc pe podium alături de sportivele din Africa de Sud și Germania. Performanța sa a adus o mare bucurie în tabăra română, marcând un moment deosebit în cariera sa. Bianca a reușit să se impună într-o competiție acerbă, demonstrând nu doar abilități tehnice și fizice deosebite, dar și o determinare și o concentrare exemplară. Ceremonia de premiere a fost un moment emoționant, cu Bianca și celelalte câștigătoare având ocazia să fie aplaudate și celebrate pentru realizările lor. În urma acestor campionate mondiale, echipa României ocupă locul întâi în clasamentul de medalii. Competiția s-a desfășurat în perioada 18-25 august și a reunit toate cele trei categorii de vârstă, junior under 19, tineret under 23 și senior probe non-olimpice. Federația Română de Canotaj a reușit să obțină un total de 7 medalii de aur, 4 la juniori, 2 la tineret și 1 la seniori. Țara noastră este astfel prima în clasamentul general pe medalii înainte de Marea Britanie, Germania și Italia. It will be Romania defending her title as world champion. Primarul comunei Ștefan Vodă, Ionel Zardova, a prezentat recent într-un interviu pentru Canal Sud starea actuală a infrastructurii rutiere din localitate. Edilul a subliniat că finalizarea drumurilor rămase depinde de încheierea unor proiecte esențiale, precum introducerea rețelelor de canalizare și gaze și de identificarea unor noi surse de finanțare. Într-un interviu recent acordat pentru Canal Sud, Ionel Zardova, primarul comunei Ștefan Vodă, a abordat tema infrastructurii rutiere, subliniind atât realizările cât și provocările pe care administrația locală le întâmpină în acest domeniu. Potrivit edilului, marea majoritate a drumurilor din comună sunt asfaltate. Drumurile sunt asfaltate, sunt înguste, marea majoritate, mai sunt și drumuri pe unul din proiecte care a fost pe PNDL 2, e finalizat de acum 2 ani de zile, chiar 2 ani jumate. Acelea sunt undeva la 5 metri, sunt, să zicem, destul de late, dar celelalte, urmând, după ce finalizăm apă, canalizare și gaze, terminăm cu toată construcția, proiectul este făcut deja pentru extinderea, lățirea părții carosabile, decât așteptăm să vedem unde putem să-l depunem. Să va deschide o nouă linie de finanțare pe, nu știm, că va fi pe PNRR, că va fi pe Ministerul Dezvoltării, că îi va zice Angel Salini 2, că îi va zice 3, că se va denumi altfel, să vedem unde reușim să depunem. Tot am verificat și pe transfrontalier, dacă cumva s-ar mai deschide așa ceva, momentan nu, doar pe cultură, din ce am înțeles, că am fi făcut un parteneriat atunci cu o altă localitate din Bulgaria, unde ne învecinăm. Ce mai avem un proiect depus pe AFIR pentru asfaltare? Acolo sperăm că ar mai fi încă 3,5 km pe care i-am putea asfalta până acest proiect. Am semnat acum 3 săptămâni și un alt proiect pe AFIR pentru pietruirea în câmp, încă 10 km. De drumuri pietruite în câmp. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, relațiile parteneriale sunt răscolite, bine fiind să te ocupi de acestea pe îndelete. Partenerul de viață sau colaboratorii îți pot reproșa faptul că ești prea interiorizat și ocupat de problemele tale.
Taur. Gândurile zboară la prieteni și la timpurile plăcute petrecute împreună, însă treburile cotidiene de acasă sau de la serviciu nu îți acordă răgaz pentru prea mult timp pentru visare și distracție. Gemeni. Ziua este favorabilă activităților recreative și socializării cu persoane interesate de aceleași hobby-uri ca și tine. Antrenează-i și pe cei dragi la joc și distracție, planificând pentru aceștia o ieșire în aer liber sau o serată dansantă. Rac. Ai avea chef să stai mai mult pe acasă și să te interesezi pendelete de treburile și nevoile familiei. Îți sunt favorizate curățenile generale și redecorarea spațiului locativ. Leu. Ziua se anunță cu multe drumuri pe distanțe scurte în diverse scopuri. Totuși, un motiv important poate fi legat de achitarea unor datorii restante, fie unor instituții oficiale, fie unor rude sau prieteni. Fecioară. Se controlează la orizont îmbunătățirea reveniturilor tale salariale și schimburi vis-a-vis de condițiile de muncă. Dorința de a-ți mări conturile în bancă este la cote mari. Balanță. Energia zilei îți oferă încredere în forțele proprii și dorința de a te ocupa mai mult de tine. Sunt momente bune pentru a te debarasa de vechile tipare comportamentale, de a renunța la obiceiuri nepotrivite sănătății și de a-ți alcătui planuri noi. Scorpion. Sunt favorizate momentele de reculegere și detașare de forfota zilnică. Evită activitățile care necesită eforturi și ocupă-te doar de cele de rutină. Organismul tău este obosit și are nevoie de odihnă, relaxare și puțin răsfăț. Săjutător. Zi importantă la capitolul prieteni și protectori. Sunt posibile răsturnări de situații destul de neplăcute. Ar fi bine să ții la distanță persoanele care se apropie prea mult de tine. Capricorn. Sunt posibile dispute profesionale cu șefii sau cu persoanele cu autoritate. Este momentul să te gândești și la câteva schimbări care ți-ar fi de mare folos. Vărsător. Este o zi bună pentru rafinare sufletească și pentru activități care să te poarte spre tărâmuri străine. Sunt momente bune pentru a-ți planifica activități de durată legate de studii sau de călătorii îndepărtate. Pești. Ziua aduce momente favorabile pentru achitarea facturilor, taxelor sau pentru a relaționa cu instituțiile financiare. Pe de altă parte, ai putea cheltui și pentru lucruri necesare ție, cum ar fi o bijuterie. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată! Atât pentru astăzi, ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voce Scampi. Nu uitați, dacă ați fost martori unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți un început de săptămână minunat, ne revedem și mâine!